tuturor, suntem la K1 World Grand Prix București. Este Errol Zimmerman și intrarea sa de efect, un costum de Skeleton pentru sportivul olandez. Un sportiv olandez care reprezintă insula Curaçao, pentru că mama sa este din Curaçao, tatăl său din Surinam, a trăit împreună cu mama sa, a locuit cu ea, tocmai de aceea a ales să reprezinte Curaçao. N-ar fi rău să fie o seară de groază pentru Zimmerman, cel care luptă în această seară împotriva lui Cătălin Moroșanu. Vedem o dispută românească relativă. Ciprian Sora, cu academia sa, parte a teamului Golden Glory, se află în colțul lui Zimmerman. Mai avem trei meciuri în care vor lupta români. Cătălin Moroșanu pe Errol Zimmerman în super fight. Ionuț Ftimoaie cu Ray Seppo, un nou super fight, iar în finală Sebastian Ciobanu, finala K1 Grand Prix București, va da piept cu Ignașov. O finală importantă. Dacă Sebastian Ciobanu trece de Ignașov, merge în primii 16 luptători din lume. Anul trecut am avut pe Daniel Ghiță, anul acesta îl putem avea pe Sebastian Ciobanu. The death from Carpați. Moartea din Carpați. Moartea din Carpați pentru scheletul lui Errol Zimmerman, Cătălin Moroșanu. Iată-l pe Zimmerman, se stimulează pentru a primi dansul războinic al lui Cătălin Moroșanu, dansul Haka neozelandez pentru campionul de la Dansez pentru Tine. Interesant faptul că Errol Zimmerman a împrumutat șortul de la Valentine Overeem. Are pe el șortul cu care a luptat Overeem împotriva lui Zmărândescu în al doilea meci de deschidere a K1 București. Din câte știu, Errol Zimmerman și-a pierdut bagajele când a venit în România și a pierdut și acel costum de Skeleton. Văd că între timp a făcut rost de un costum de Skeleton, dar short nu are. Nu vrem să știm de unde a luat chiloții, nu ne interesează decât privirea dintre cei doi, Moroșanu și Zimmerman, ies cântei între cei doi și meciul nici nu a început. Ce seară avem, stimați telespectatori, în direct la Pro TV K1 România, cu o gară de senzație, cum nu am mai văzut de mult timp. Dacă la conferința de presă Zimmerman l-a evitat cu privirea pe Cătălin Moroșanu, de această dată olandezul nu a putut să mai facă acest lucru. Emoții pentru Cătălin, au fost o perioadă în care mai mult s-a pregătit pentru Dansez pentru Tine, probabil că nu este în cea mai bună formă a vieții sale, dar așa cum declara înaintea acestui meci, vrea să arate că este un luptător, un bărbat adevărat, nu își caută scuze și vrea să lupte sub orice condiții, împotriva unui nume mare al K1-ului, Errol Zimmerman. O știre importantă, Alexei Ignașov nu luptă în finală împotriva lui Sebastian Ciobanu, are probleme la genunchi, o accidentare pentru bielorus. Chemaio, cel care a fost învins de Alexei Ignașov, va intra în finala K1 Grand Prix București. Așadar, Sebastian Ciobanu va lupta împotriva lui Freddy Chemaio, pentru că Ignașov este accidentat. Până la meciul final dintre Chemaio și românul Sevi Ciobanu, mai avem un super fight. Ionuț Ftimoaie luptă împotriva lui Ray Seppo. Bandaje suplimentare pe mânușa lui Cătălin Moroșanu. O singură victorie pentru Cătălin Moroșanu în acest an. Dușpu făcut knockout în prima repriză de luptătorul român. 21 de victorii la activ pentru Cătălin Moroșanu, 4 înfrângeri. Un metru 90 și 100 de kilograme pentru Errol Zimmerman, cel care vine după două înfrângeri consecutive, dar la ce nume? Remi Boniaschi și Sammy Shield. Cu Remi Boniaschi a pierdut în finala K1 World Grand Prix de anul trecut, cu Sammy Shield în acest an, în luna martie, pe 28,
A pierdut meciul pentru titlul super heavyweight în K1. Zimmerman din ce în ce mai mult tupeu. Meciul începe. Foarte tare cu picioarele Zimmerman. Trebuie să se ferească Moroșanu. Va începe tare. Probabil că va da colț. Ce dreapta a reușit acolo Zimmerman. Are probleme Cătălin Moroșanu. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Victorie rapidă, victorie scurtă pentru Errol Zimmerman. A fost o directă de dreapta care a prins figura lui Cătălin Moroșanu și iată pe Errol Zimmerman a reușit să câștige mai puțin de 10 secunde. Să vedem dacă este nevoie de intervenția medicilor, să vedem și reluarea. Să vedem ce s-a întâmplat, care a fost lovitura care i-a pus capac lui Cătălin Moroșanu. Momente grele, momente de tristețe pentru român. Cum spuneam, un adversar de calibru, Errol Zimmerman. Fericit, olandezul a reușit să câștige super fight-ul în fața lui Cătălin Moroșanu. Dezamăgire pe fața luptătorului român. O victorie rapidă. Un meci scurt între Errol Zimmerman și Cătălin Moroșanu. Nu-i nimic, Moroșanu are nevoie de adversari tari ca să crească nivelul competitiv. Victorie prin knockout după 26 de secunde pentru Errol Zimmerman. Felicitat și de antrenorul Mihai Constantin. Să vedem reluarea. A fost acest genunchi și un croșeu de dreapta care a intrat în plin în figura lui Cătălin Moroșanu. Românul nostru a fost făcut knockout încă de la începutul primei reprize.